Suntem aproape de intrarea care a avut loc acum câteva ore, de intrarea în sabat. Dacă doriți, suntem cumva pe pragul sabatului și cuvântul din seara aceasta ar trebui să ne așeze sufletul și să ne pregătească gândirea pentru momentele acelea de odihnă împreună cu Dumnezeu care ne așteaptă în timpul acestei zile. Spun un bun venit celor ce ne sunt dragi din Biserica Loma Linda și de asemenea celor ce ne sunt dragi și ne urmăresc de pretutindeni. Amândouă aceste comori pe care ni le-a dat Dumnezeu sunt bucuria, frumusețea deosebită a acestei biserici. A bisericii din Loma Linda și, evident, a bisericii. La noi e frig, așa cum se întâmplă rareori în California, afară plouă. Cuvântul lui Dumnezeu însă ajunge la sufletul nostru pe căile pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție în zilele acestea. Și pentru că cuvântul este prețios și este, cred eu, o hrană deosebită pentru suflet, aș dori nu doar să ascultați, dar aș dori chiar să întindeți mâna și să aveți Scriptura. Și pentru că Scriptura este cea care ne ține, vă invit să o deschidem la al 22-lea capitol din cartea, sau din Evanghelia lui Matei, acolo unde ni se spune că Domnul Iisus Hristos, vorbind în pilde, a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Sigur că da. Împăratul întotdeauna există. Chiar și când nu mai există împărății și împărați pe pământul acesta, modul de existență ceresc este mult mai apropiat de ideea de împărăție și de împărat decât de ideea de democrație pe care noi o avem aici pe la noi, de politicile noastre, de încercarea noastră de manipulare a maselor, de încercarea noastră de a împăca pe toată lumea și în același timp să fie doar unii care beneficiază. Încercarea noastră de a minți pe toată lumea, în timp ce unii cunosc adevărul mai mult decât alții și evident și îl exploatează în folosul lor. Ne îndepărtăm de această realitate și ne îndreptăm către realitatea cealaltă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă. Nu există în istoria unui popor evenimente mai importante decât evenimentele nunții de împărat, nunților de împărat. Sunt și războaiele foarte importante, dar nu există nimic mai frumos, nimic mai extraordinar, nimic mai fascinant, o nuntă pe care o face împărat. Și evident, evenimentele astea sunt rare, pentru că nunta împăratului e o dată într-o viață de om. Adică în viața de om a împăratului, că altfel erau generații întregi care nu prindeau niciun astfel de sărbătoare, nicio astfel de sărbătoare. Și atunci, vă dați seama, avem de-a face cu sărbătoarea secolului. Împăratul face nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. Dar ei n-au vrut să vină. Acum, evanghelistul Matei e puțin mai lacunar, nu trece în amănunte, nu descrie în amănunte pilda aceasta. Din cauza asta vă propun să mergem și la Luca 14 și aici în Luca 14, de la versetul 15, ni se detaliază oarecum răspunsul celor care au fost invitați la nuntă. Versetul 18 din capitolul 14 ne spune: dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintâi a zis:
Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te. Rogu-te să mă iert. Vreau să vă întreb, să rămân puțin aici, vreau să vă întreb, credeți că omul respectiv avea un ogor pe care să-l vadă sau mințea? Chiar avea problema asta? Ca și dumneavoastră, cred și eu, îl cred pe omul respectiv. Avea un ogor. Avea problema asta, trebuia să-l vadă. Care a fost și care este de fapt cealaltă problemă din spatele acesteia? Adică nu trebuia să se ducă să-l vadă? Bun, lăsăm așa. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Din nou, spunea drept sau mințea? Cu alte cuvinte, avea 5 perechi de boi? Sigur că da. Cel de-al treilea, un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Din nou, aceeași întrebare. Să fi fost chiar proaspăt însurat? Da. Ce observăm aici? Fiecare om își are bucuria. Că unul are bucuria ogorului, altul are bucuria boilor, altul are bucuria miresei, toți au bucuria lor. Și din cauza bucuriei lor, nu pot să participe la o altă bucurie. Adică, cele două bucurii intră în conflict, așa numitul conflict de interese. Dacă te duci la nunta împăratului, nu mai poți avea bucuria miresei tale. Ceea ce e destul de dureros. Nu mai poți avea bucuria boilor, nu mai poți avea bucuria pământului cumpărat. Evident, trebuia să mai aștepți, să mai ai oarecare răbdare, să intri într-o zonă a prohibiției vis-a-vis de plăcerile tale și să te mulțumești cu bucuria împăratului. Faci lucrul ăsta sau nu? Și cei de aici au zis, uite, nu. Noi avem bucuriile noastre cu care ne mulțumim. E adevărat, probabil că nu sunt așa mari ca bucuria aceasta a împăratului, dar eu mă mulțumesc, fraților. Toți avem probleme și bucurii care ne umplu viața. Toți. Astea 6 zile pe care tocmai le-am trăit au fost pline cu probleme și bucurii. Toți am avut cât un ogor, ceva boi de încercat. Până la urmă, toți am avut o familie de care trebuie să ne bucurăm. Și fiecare din aceste bucurii sau probleme cer timpul lor. Cer un timp pentru ca să-l investim pentru ele. Nu te poți bucura de familie, nu te poți bucura de soție sau de soț, decât dacă oferi timp de calitate. Sigur că da. Nu te poți bucura de un teren sau de boi decât dacă te duci acolo să vezi, să încerci, să probezi, să fii acolo, să te implici în lucrurile respective. Ele cer timp. De unde atâta timp? Și atunci, pilda chiar scoate în evidență problema asta pe care o avem toți. E o problemă reală, fraților. Păi dacă n-ai decât un timp măsurat și nu l-ai pe tot al tău și nu ai cât îți trebuie și nu ai cât vrei, atunci trebuie să renunți la ceva. Și întotdeauna trebuie să renunți la ceva atunci când este vorba de Dumnezeu și de mine, de Dumnezeu și de mine. Și acești oameni care sunt aici arată întotdeauna că tendința noastră este să renunțăm la nunta mielului și să avem propria noastră sărbătoare aici. Întotdeauna înregistrăm, din punctul ăsta de vedere, întotdeauna renunțăm la ceea ce oferă Dumnezeu, ceea ce cere Dumnezeu, la timpul alocat lui Dumnezeu. Mai întotdeauna renunțăm la asta și ne luăm dreptul nostru. Sau, cel puțin ne este mult mai convenabil așa. Sau, cel puțin ne este mult mai ușor așa. Cel puțin. Poate că unii dintre noi chiar fac eforturi și facem eforturi mari. Nu știu dacă însă facem eforturile respective cu maximă bucurie. Ca și cum ar fi o mare onoare să te duci la nunta aceea a secolului. Domnule, mă duc acolo.
Lasă că celelalte mai așteaptă. Mai așteaptă 2 săptămâni, mai așteaptă 3 săptămâni, mai așteaptă oricât. Mă duc acolo. E ceva unic. Cu alte cuvinte, e vorba de priorități. E vorba de ce punem întâi sau mai întâi pe listă. E vorba de dacă noi într-adevăr aplicăm în viața noastră porunca întâi. Porunca întâi care zice, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Atât. Și dacă e Dumnezeu, atunci e tot. Îți dai seama, dacă Dumnezeu te cheamă la nunta Lui, atunci n-ai altfel cum decât să te duci la nunta Lui cu bucurie, cu bucurie dumnezeiască, e nuntă dumnezeiască. Așa ceva nu vei mai găsi vreodată. E unica ocazie pe pământ. Este ocazia care ți se adresează ție. O pierzi pe asta, nu mai prinzi nimic altceva. Nu mai prinzi nimic altceva. Mai este și o altă problemă care se pune în pilda asta. Respectivii chemați la nuntă ar fi trebuit să fie prietenii regelui, ar trebui să fie apropiații regelui, ar trebui să fie oamenii care să investească emoțional în relația cu regele și să zică, aoleu, pa, ești și prieten cu mine, îți dai seama ce bine mă voi simți acolo. Îți dai seama? La toate aceste lucruri, la oaltă face trimiterea pilda noastră. La toate. La faptul că Domnul Iisus Hristos ne este Dumnezeu, ne este prieten, că nunta este o ocazie unică, cum n-a mai fost, și că cel ce ne cheamă are acea autoritate fantastică față de care nu te poți da înapoi. Despre aspectul acesta aș dori să vorbim puțin mai mult în seara asta. Cel ce te cheamă e Dumnezeu. Dacă ar fi un oarecare cu care te tragi de șireturi, atunci problema n-ar fi foarte dramatică. Nu. E cine? Vasile. Ei, nunta lui Vasile, las că nu mă duc la Vasile, mă duc la Costică la nuntă. Acum n-am timp. Deci dacă ai negocia în felul acesta datorită faptului că n-ai nicio obligație și că respectivul ți este egal sau poate chiar puțin îndatorat, deci mai jos, atunci poți să-ți permiți. Dar aici e vorba de altceva. E regele care te cheamă. Care e greșeala? Care e problema? Pilda subliniază lipsa de respect sau mai mult decât atât, pentru că nu e vorba de asta doar, este vorba de nerecunoașterea autorității regale. Nu recunoști autoritatea. Folosim numele Domnului Iisus Hristos la fiecare 3 cuvinte. Ne numim creștini de felul nostru. Predicăm având în centru ideea de Domnul Iisus Hristos și aducem numele Domnului Iisus Hristos cât mai frecvent pentru ca să demonstrăm cu numele Lui că ideile pe care le avem sunt susținute de o autoritate mai înaltă. Dar dincolo de numele Domnului există autoritatea Lui care să fie prezentă în spatele. Există. Același lucru sau ideea de autoritate este continuată în Matei 22, când se spune că, versetul 8, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea, și se introduce ideea de vrednicie, adică de valoare, și acum nu se spune doar că cei poftiți n-au vrut să vină la nuntă, dar prin faptul că n-au vrut să vină la nuntă, ei au arătat nevrednicia lor, lipsa lor de valoare. Faptul că au fost atât de lipsiți de valoare încât ei înșiși n-au putut să evalueze nunta, să-i dea valoare, să-și dea seama ce pierd. Atât de mult au fost fără de minte. Bun. Și atunci
N-au fost vrednici de ea, duceți-vă dar la răspântiile drumurilor, chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi vei găsi, îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, i-au strâns pe toți cei pe care i-au găsit, buni și răi. E foarte ciudat, nu vreau să rămân aici foarte mult. Și buni și răi, și mai buni și mai puțin buni, toți însă au avut un lucru comun. Au reușit să prețuiască chemarea regelui. Cu alte cuvinte, și-au dat seama de autoritatea regelui. I-a chemat regele și i-au zis, mergem. În altă parte spune, siliții să intre. E foarte, de asemenea, de gândit. Pe primii de ce nu i-au silit oare? De ce nu i-au silit pe primii? Ai boi? N-are nimic. Lasă boi, obligatoriu la nuntă. Ai soție, lasă soție, obligatoriu la nuntă. De ce n-au făcut așa? De ce cu ea au făcut așa, dar cu aceștia nu? Se pare că acești străini de pe la colțurile ulițelor, acești așa ziși ai nimănui, n-aveau nicio bucurie. Și motivele pentru care ei n-au vrut să vină la nuntă, probabil că erau altele. Nu știu ce fel de motive. Dar dacă cumva au zis nu, au zis din cauza că n-au haine, din cauza că nu sunt spălați, din cauza că nu sunt manierați, răi cum erau, au zis, Doamne, nu vrem să venim. Cei din prima categorie însă au zis, nu, noi avem bucuriile noastre. Cei din prima categorie au fost suficienți pentru ei înșiși. Cei din a doua categorie au fost insuficienți pentru ei înșiși. În ambele situații, pe unii suficiența, pe alții insuficiența, i-a oprit să meargă la nuntă. Însă pe cei care sunt insuficienți, pe aceștia, împăratul și-a permis să îi împingă. Pentru că ceea ce îi oprea, îi oprea sfiala, îi oprea rușinea, îi oprea jena. Și dacă lucrurile stau așa, Mântuitorul spune, știi, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei sănătoși, ci pe cei bolnavi. Că cei sănătoși au nevoie de doctor. Și atunci nunta era dată pentru ei. Esența anunții acesteia pe care o face aici regele, nu este că regele dă o nuntă la care să cheme pe aceea care ulterior îl vor putea chema și pe el, pe rege, la anunțile lor. Cum se întâmplă în ziua de azi. Îl chem la nuntă pe Vasile ca și el după aceea să mă cheme pe mine. Și uite așa, există un circuit al banilor care se schimbă în satul respectiv. Azi dau 200 la Vasile, mâine va da el 200 la mine și în așa fel, uite așa, ne ajutăm unii pe alții. Nu e vorba de asta. Este o altă modalitate a anunții. Regele vrea pur și simplu să dăruiască în ziua respectivă. Vrea să dea. Să dea și să nu mai primească înapoi. El vrea să împartă. Ca urmare, are nevoie de oameni cărora să le dea. Acestor oameni din prima categorie nu le putea da nimic pentru că ei aveau ceva. Și atunci i-a chemat pe cei care n-aveau pentru ca să le dea. Și a vrut să le dea. Bucuria celui ce este rege aici și face nuntă este să-i vadă pe oamenii aceștia cum primesc cu brațele deschise, cum se bucură de tot ceea ce este acolo, cum se uită la minunățile de jur împrejur și rămân fascinați. Se uită la perdele, se uită la fața de masă, se uită la mâncare și în continuu ei zic aleluia, în continuu. Și regele așa și abia atunci înțelege că acești oameni prețuiesc. Noi nu chemăm la mesele noastre oameni de felul acesta. De frica faptului că murdăresc, de frica faptului că le e prea foame, de frica faptului că... Dar în realitate Mântuitorul spune, aceștia sunt singuri. Singurii care prețuiesc o masă bună, singurii care prețuiesc deschiderea unei uși, sunt singuri. Bun. Așa fiind situația, pilda merge mai departe și spune că
Toți pe care i-au găsit, și buni și răi, au intrat în odaia ospățului de nuntă, s-au umplut odaia de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, spune versetul 11, și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Frații mei, din nou apare problema clasei aceleia din tâi de oameni, și anume, din nou apare aici omul mulțumit de sine. Cel care a avut 5 perechi de boi, cel care a avut terenul, cel care a avut nevasta sau s-a căsătorit atunci, era un om mulțumit de sine, și asta a fost problema lui. Și iată că și aici, între aceștia, apare unul mulțumit de sine. Se manifestă altfel, din alt punct de vedere. Ai mulțumit de el. Textul spune, a fost mulțumit de hainele și a intrat la nuntă cu hainele lui și n-a apreciat haina pe care... Întreaga esență a nunții este aruncată în aer acum. Nunta, repet, este ceva prin care împăratul vrea să-ți dea. Vrea să-ți dea. Iar el spune, nu, eu am venit la nuntă ca să rece am eu. Schimbă acest om, schimbă în mintea lui și în mintea celorlalți principiile fundamentale ale nunții. Iar acesta, cel de-al doilea, face parte din acea categorie a nuntașilor moderni, în care nunțile sunt făcute, evident, pentru ca să arate fiecare ceea ce are el. Nunta este o întrecere disperată în care cineva se iasă în evidență. Prima dată, disperarea ține de cei care fac nunta. Ei sunt primii care vor să facă o nuntă cum n-a mai fost. De bucurie, de drag, de... fac lucrurile acestea. Pe urmă, cei ce vin la nuntă se îmbracă în așa fel încât să se îmbrace cum nu s-au mai îmbrăcat niciodată, pentru ca să iasă în evidență. Și așa, la nuntă, la nunțile noastre, omenești, firești, nu la nunta aceasta. Nimeni nu primește. Toată lumea încearcă să dea, când în realitate nimeni nu are loc să primească. Și cum e cu sticla când torni apă în ea și e plină până sus și torni și torni și dă pe delături, ăsta este singurul efect care se întâmplă la fiecare din aceste situații. Repet, păcatul pe care îl subliniază aici nunta sau această pildă este păcatul în care omul nu înțelege nici nunta, nici cine face nunta. Nu înțelege principiul acesta al nunții, când nunta este în sfârșit momentul fantastic, când datorită bucuriei, împăratul s-a hotărât să dea tot de bucurie. Mai ferice să dai decât să primești. Situații unice, de fapt, în lumea noastră, cu care nu suntem obișnuiți, dar vă rog frumos să le observați. Să observați cât de rar este în lumea noastră acea bucurie atât de plină încât cineva să zică dau tot, Zacheu, dau tot. Jumătate din împărăția mea, jumătate din averea mea, o dau. O dai? Da. De ce? De bucurie. Vine la Domnul Iisus Hristos și tânărul bogat și Domnul Iisus Hristos îi spune, vrei să vii după mine? Bă, vreau. De bucurie sau de altfel? Ia dă ceva din averea ta, dă-o pe toată. Și tânărul a zis, nu am bucuria aia. Nu am bucuria aia să dau tot. Nu o am. Și a plecat întristat. În loc de bucurie, avea tristețe. Ceva se întâmplă aici, principiile nunții sunt puse în discuție. Și vă rog să vedeți în final, împăratul a intrat acolo să-și vadă oaspeții, a văzut pe cel care nu avea haine de nuntă, s-a dus la el și a zis, versetul 12, prietene, cum ai intrat aici fără haine de nuntă? Răspunsul acestui om este suficient. Textul spune, omul acela a amuțit. Față în față cu împăratul. Este vorba de autoritate. Este o autoritate pe care a neglijat-o. N-a luat-o în serios. A venit la nuntă și a zis, mă duc eu în hainele mele. Hainele lui poate era că erau frumoase, nu știu. Dar el nu s-a pus față în față cu autoritatea împăratului. Împăratul care hotărâse altfel. Asta e tot. Asta este împărăția lui.
problema. Împăratul a hotărât altfel. A hotărât altfel decât tine. Te simți bine cu ceea ce a hotărât împăratul? Te simți bine cu modul în care împăratul a hotărât să fie împărăția lui? Sau vrei să fii în împărăția lui, dar ca tine, cu haine? Asta e tot. Din nou, porunca întâi. Să nu uiți. Să n-ai alt Dumnezeu. Autoritatea regală se manifestă prin judecată. Împăratul a stat față în față cu omul acesta și momentele acelea de amuțire au fost momentele de judecată. Împăratul față în față cu un supus al lui. Un supus al lui care nu a și omul care vorbise până acum. Vă dați seama ce înseamnă un Hristos neascultat. Un Hristos despre care noi credem că este doar bun, pentru că ne invită la nuntă. Este doar bun, pentru că ne dă haina la intrare. Este doar bun, pentru că are harul acesta extraordinar să-i înghesuie pe toți, dar absolut pe toți, și pe bun și pe răi la nunta lui. Este atâta har peste tot, deci este bun. Dar oamenii aceștia, o parte au înțeles, unul nu. N-a înțeles că va trebui să stea acolo la nuntă în prezența sfințeniei împăratului. Harul a fost în momentul în care ai primit invitația de nuntă. Harul a fost în momentul în care ți s-a dat haina. Harul a fost în momentul în care ai primit tot ce ai avut nevoie. Dar după ce ai primit tot, după aceea vei sta față în față cu împăratul în sfințenia lui. Dragii mei, o mică observație acum. Numele Domnului Iisus Hristos nu trebuie să fie dezbrăcat de slavă. Niciodată. Nu trebuie făcut să poarte doar amprenta unei bunătăți omenești, cea care iartă mereu și mereu păcatele noastre, cea care ne curăță mereu și mereu. Nu doar atât. Bunătatea aceasta te invită, bunătatea aceasta te îmbracă, bunătatea aceasta îți pune masa. Dar dacă cumva crezi că cu bunătatea aceasta te vei putea trage de șireturi, atunci vei întâlni dincolo de bunătate autoritatea regală pe care o calci în momentul în care crezi că poți să te porți cu regele tău oricum. O calci atunci când spui că ești creștin în numele Lui și că atât ajunge. O calci atunci când crezi că în vorbirea ta, dacă amintești numele lui Iisus Hristos, e destul. În predicarea ta, dacă pui numele Domnului Iisus Hristos și îl folosești destul de frecvent, e destul. Dacă crezi doar atât, dar nu se vede autoritatea regală, autoritatea regelui, atunci te vei întâlni cu el în sfințenie și în judecata sfințeniei n-au loc vorbele. Textul spune a amuțit. Nu știu de unde a avut Domnul Iisus Hristos ideea nunții fiului de împărat, dar știu că în cartea Maleahilor, sau, iertați-mă, în cartea lui Maleahi, a profetului Maleahi, da, capitolul 1, cu versetul 6, profetul Maleahi pune în mod serios problema. Religia creștină este o religie a autorității lui Dumnezeu, a regalității sale, a proslăvirii sale, a împărăției sale care va veni și a împărăției sale care a început tămăduirea noastră de aici. Având în vedere perspectiva aceasta, versetul 6 pune problema sau deschide problema aceasta autorității în felul următor. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Fraților, nu-i destul să spui tată și să încerci să-l manipulezi. Nu-i destul să-i spui tată și să încerci să profiți, să-i calci cuvântul, să nu-l asculți. Nu! Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta
spune porunca. Nu există ideea de tată dacă realitatea de tată nu e înconjurată de respect, de autoritate, de lege. Nu există. Mai departe, versetul 6. Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Problema, dar ce am făcut, Doamne? De ce spui tu că noi ne socotim numele tău? Că noi ne facem treaba bine. Interesant este că preoții nu amuțesc. În pildă, omul fără haină de nuntă a amuțit. Preoții însă dialoghează. Ei discută. Ei își apără cauza, ei ridică probleme și Dumnezeu le răspunde, stă de vorbă cu ei. Și Dumnezeu le spune, uite, prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat, prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice Domnul oștirilor. Și acum, vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință? Cine dintre voi închide porțile ca să n-aprindeți focul degeaba pe altarul meu? Trimitere destul de... Așa, ușoară, la ideea faptului că în sabat trebuia să închidă porțile cetății și mai apoi altarul să fie sfințit de ceilalți. Porțile cetății se închideau ca nu cumva cumpărătorii și alte lucrări, deci lucrări de cumpărare, de vânzare și alte lucrări să aibă loc pe teritoriul cetății. Se închideau porțile, găsim lucrul acesta imediat după rezidirea templului în cartea lui Neemia, se închid porțile și se păstrează sabatul. Și aici textul spune, cine dintre voi închide porțile ca nu cumva tot ceea ce faceți voi să fie degeaba la templu. Toate aceste lucruri țin de autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, uite, voi folosiți numele meu, voi credeți și voi vă simțiți poporul meu și copiii mei. Întrebarea e, unde e cinstea? Unde e autoritatea? În Ioan 12, de la versetul 28, Mântuitorul stă de vorbă cu Tatăl. În această discuție cu Tatăl, unul dintre lucrurile extrem de importante pentru Domnul Iisus Hristos a fost proslăvirea sa. Spun lucrul acesta pentru a înțelege că problema de proslăvire, de respect și de autoritate nu este ceva secundar. Este ceva extrem de important. Mântuitorul zice, versetul 27, sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, versetul 28, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Mântuitorul cere să-i se dea harul să proslăvească numele Tatălui. Este cumva momentul de vârf al activității sale. Pentru asta a venit el. Pentru asta a venit el până aici, ca să-l proslăvească pe Tatăl. Și cere de la Tatăl voie să poată să-și împlinească visul său, să-i proslăvească numele. Și Tatăl îi promite, îți dau voie. Crucea Domnului Iisus Hristos este momentul acestei proslăviri. Însă proslăvirea se realizează prin cruce, prin actul, prin singura faptă a lui Dumnezeu. Acea faptă care a întors istoria lumii noastre pe dos și care faptă a lui Dumnezeu contează pentru universul întreg. Crucea este momentul, realitatea de studiu veșnic al lumilor necăzute în păcat. Acolo se vede momentul în care
caracterul Tatălui este proslăvit dincolo de înțelegerea ființelor căzute în păcat. Dincolo de înțelegerea ființelor necăzute în păcat. Dincolo de înțelegerea heruvimilor, a serafimilor. Mântuitorul l-a proslăvit dincolo de orice înțelegere. L-a proslăvit dumnezeiește. Iar noi suntem chemați să facem același lucru. Înțelegeți? Înțelegeți acum păcatul celor ce, în loc să vină la nuntă pentru a proslăvi pe împărat, ei se duc să-și cinstească boii, terenul, soția și așa mai departe. Înțelegeți acum păcatul celui ce a venit în haina lui proprie la o nuntă unde trebuia să fie proslăvit altcineva, nu el. Asta este problema. Mântuitorul a venit și l-a proslăvit pe Dumnezeu și toți trebuiau să facă același lucru pentru că au primit modelul. Asta e nunta. Da. Și noi uneori facem altfel. Uneori credem că a spune Doamne, Doamne, e destul. Iar textul spune nu. Proslăviți dar pe Dumnezeu în viața voastră. Proslăviți-L cum nu se poate altfel. Dacă aceasta este ținta noastră, atunci, în sfârșit, am înțeles ce înseamnă. Mă întorc la Maleahii. Versetul 7. Există întrebarea asta și anume, oameni buni, de ce aduceți voi la masa mea animale șchioape, betege, oarbe? De ce faceți treaba asta? De ce? Și textul pune în evidență aici că există un cerc vicios. Spune că înainte ca să aduceți animalele betege, voi ați zis masa Domnului e de disprețuit. Cu alte cuvinte, știi ce? Nu contează. Nu e calitate aici. Nu este calitate. Era foarte ușor să cazi în ispita sau în felul acesta de gândire în care să nu ți se pară templul lui Dumnezeu ca fiind plin de slavă. Te uitai la alte temple, vedeai altceva mai prețios în altă parte. Aduceți-vă aminte de Ahaz, care în momentul în care s-a întâlnit cu împăratul Asiriei, a luat modelul altarului arderii de tot de la el, din Asiria, și l-a dus la templul de la Ierusalim, considerând că face un serviciu templului și îl îmbunătățește din punct de vedere al calității. Era templul lui Solomon. Nu uitați. Acolo, Ahaz a intervenit pentru ca să aducă mai multă slavă cu altarul asirian. Este foarte ușor să ți se pară la un moment dat că slujba lui Dumnezeu nu e atât de fascinantă, nu e atât de frumoasă, nu atât de artistică precum alte slujbe. E foarte ușor. Chivotul este o ladă de aur de un metru lungime, o jumătate de metru, iar un metru înălțime. Dau dimensiuni aproximative. Dar vreau să spun că nu e nimic fantastic în toată treaba asta. Este mică, se poate purta. Niște table cu legea celor 10 porunci, care nu e nici pe departe foarte, foarte sofisticată, foarte, foarte elaborată, foarte complexă. 10 porunci, 10 propoziții, simple de tot, uneori prea simple. Și te uiți la el și spui, da, de ce asta este cel mai important lucru, cel mai extraordinar lucru care există în lume? Nu e adevărat, fii serios, sunt și altele. E ușor să te uiți că templul nu este impozant. Este ușor. Și de asta Maleahii spune, voi așa ați gândit, v-ați uitat bine, v-ați obișnuit cu templul, v-ați obișnuit cu slujba de aici. Casa voastră uneori este mai frumoasă decât ceea ce e la templu. Și atunci ați disprețuit în inima voastră ceea ce este
al Domnului. Și pentru că ați disprețuit din cauza asta, ați venit la templu îmbrăcați în tricou. Din cauza asta ați venit la templu și ați cântat ca la discotecă. Din cauza aceasta ați venit la templu și am uitat să ne mai plecăm pe genunchi la rugăciune. Din cauza aceasta cuvântul lui Dumnezeu este ascultat mai mult ca literatură decât ca porunca lui Dumnezeu. Din cauza aceasta religia care o facem noi este o religie de fală, dar nu o religie de cercetare. Din cauza aceasta. Cerc vicios. Prima dată am disprețuit și, pe urmă, din cauza că am disprețuit, ne-am purtat disprețuind. Și pentru că ne-am purtat și așa și am venit și în blugi, iertați-mă, la noi nu se întâmplă, dar vreau să zic. Și din cauza că am venit așa, din cauza aceasta, pe urmă, ne-am uitat la blugi și am disprețuit mai departe. Pentru că se lucrează în cerc vicios, dragii mei. Ei nu au proslăvit, ci au disprețuit. Și atunci vine Dumnezeu și zice, ia uitați-vă puțin. Vreți să folosiți un test? Uite, folosiți testul acesta. Un test pe care părinții noștri îl învățaseră de aici și pe care noi l-am uitat, l-am dat la o parte. Dar cred că este vremea să-l readucem în prim planul gândirii noastre. Auziți, ia du-o dregătorului tău. Cu alte cuvinte, ia du-te tu la șeful tău. M-am gândit să pun titlul acestei meditații Factorul Șeful sau pur și simplu Bosul tău. Da, ia vezi tu, te porți și în fața șefului tău așa cum te porți în fața lui Iisus Hristos, ca la biserică, ca atunci când citești cuvântul lui? Dacă îți trimite universitatea la care vrei să intri sau cineva de la managerul de companie unde ești angajat, dacă îți trimite o scrisoare acasă, deschizi tu scrisoarea respectivă tot așa cum deschizi cuvântul lui Dumnezeu sau la un moment dat deschizi scrisoarea cu mai multă atenție și cu mai multă prețuire decât deschizi cuvântul? Cum e? Când te duci la o audiență, pentru ca să obții un serviciu, te îmbraci acolo ca pentru postul respectiv, pentru a arăta că, până la urmă, înțelegi importanța locului, autoritatea pe care o degajă slujba respectivă, sau te duci oricum. Într-o zi, societatea din jurul nostru va judeca biserica unde suntem noi. Adică dacă sunt acte mai pline de demnitate și de autoritate dincolo decât în biserică, oare nu suntem vinovați? Și de ce facem lucrul acesta? Nu pentru că credem că masa Domnului este cumva de disprețuit? Frații mei, nu acuz pe nimeni și nu trimit cu degetul spre nicio persoană și spre niciun lucru care s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, ci încerc să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și problema pe care o are Dumnezeu cu mine. Că Dumnezeu are problema asta cu mine atunci când mă întreabă, spune-mi, Valentin, dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Unde este? Nu putem niciodată să-L lăsăm pe Domnul Iisus Hristos fără slavă. Nu-L putem lăsa. Domnul Iisus Hristos trebuie să fie proslăvit în vieții. El ne este tată, ne este stăpân, ne este frate. Trebuie neapărat să-și găsească tronul în inima mea. Trebuie ca eu să fiu acela care să fac parte din împărăția Lui. Trebuie să fiu o parte din împărăția Lui și în mine existența Lui trebuie să fie ca în împărăția Sa. Trebuie să fie și teamă, trebuie să fie și cinste, trebuie să fie și dragoste, trebuie să fie tot evantaiul emoțional pe care un om îl poate oferi prin lucrarea Duhului Sfânt. Trebuie să fie către El. Trebuie să-L proslăvim în viața noastră.
A doar vorbi despre Domnul Iisus Hristos, doar să-i folosim numele, nu e nici pe departe destul. Trăim într-o vreme în care Domnul Iisus Hristos trebuie să coboare în viețile noastre și trebuie să schimbe tot, absolut tot, din rădăcină, pentru ca El să fie proslăvit în viețile noastre. Ca El să fie slăvit. Domnul Iisus Hristos trebuie să fie un Dumnezeu ascultat. El nu trebuie să fie doar un Dumnezeu sau un nume pomenit. El nu trebuie să fie doar citat din când în când. El nu trebuie să fie umbrelă sub care noi să ne facem propria noastră sau să ne clădim propria noastră identitate. Nu! El trebuie să fie atât de proslăvit în viețile noastre încât El să fie totul în toți. Domnul să ne ajute. Amin. Tatăl nostru, în numele scump al Mântuitorului, predăm în mâna Ta viața noastră, predăm în mâna Ta ființa noastră, Tată. Te rugăm frumos să Te așezi, regești peste dorințele noastre, peste felul nostru de a fi. Și ajută-ne ca ori de câte ori, Părinte, vom ridica ochii către Tine, să ne întâlnim cu harul Tău, cu maestatea Ta, cu frumusețea gloriei Tale și întotdeauna fă, Doamne, ca faptele noastre și viața noastră să fie încă o laudă care să aducă proslăvire împărăției Tale și numelui Tău pe pământul acesta și în veșnicia întreagă. Amin.